simțeam cum puterea se duce din trup. Per puterea. Picioare, din picioare, din mâini. Așa când stai undeva încordat pe o scară și ăștia amorțiți și acum slăbești tare și simți că nu mai poți. L-am salutat, el mi-a zâmbit, era cu mâinile așa. Avea o îmbrăcăminte de arab. Aș mai vrea să-l mai văd o dată. Ca păstor, mi-o știți și fratele George știe, eram odată într-o stare foarte grea. Nici o rugăciune n-a fost ascultată o săptămână. Aveam familie care lipsea pacea. Aveam la spital 3. Aveam niște tineri care aveau probleme. M-am rugat, am lucrat, i-am vizitat, i-am cercetat, am mai pus și frați, nici o rugăciune ascultată, nimic. Cerul era închis. Era cina Domnului. Și i-am spus la nevastă mea, nu mă duc la adunare azi. Mai erau încă 3 păstori, 2 prezbiteri, să facă ei cina. Și nevastă-mi zis, nu e frumos, ești păstorul, cum să nu mergi? Nu mai mă duc la adunare. Azi nu mă duc. Toată săptămâna asta ușa închisă a fost. Cum să mă duc să iau cina? Și ceea ce voi v-am mai spus dumneavoastră, a fost cea mai frumoasă cină din viața mea. Am mers la adunare, tăcut, m-am așezat lângă un frate păstor în față, așa cum eram pe prima bancă, și aveam jumătate de loc în dreapta mea, până la marginea băncii. Mă uitam, era ora de rugăciune, mă uitam la cor și deodată a venit un cetățean. Eu mă uit acolo și văd și pe fratele George, pe Costel, îl văd cu coada ochiului. A venit un cetățean și să-i fac loc să șadă lângă mine. Erau locurile, eram înghesuiți toată adunarea. Și spun la fratele păstor, dă-te mai încolo puțin să așez. Și merg toți, îi împing mai încolo și îi fac lui ăsta un loc și jumătate, că are loc destul frumos. Dar nu mă uit la el. Și se așează lângă mine. Și stă așa și după un timp se bagă în mine, așa, în numărul meu. Și mă gândesc, vă spun sincer ce m-am gândit. Vede că suntem înghesuiți, ăsta e nerușinat. Și mă împinge încă încolo. Are un loc bun. Noi toți suntem înghesuiți. Dar nu mă uit la el. Și el tot se bagă în mine. Și îi spun din nou la Ionel. Ionel, dați-vă încă o dată mai încolo. Era Ionel, era fratele Gârneață, era fratele Heller, Mircea și încă un frate. Și Ionel spune, frate, dar de ce? Și mă întorc cu gura așa către el să nu vadă ăsta că îi spun, ăsta de lângă mine n-are loc. Și el se uită așa peste mine și zice, frate, bă, tu ești ok? Da, dar nu-i nimeni lângă tine. Nu-i nimeni lângă tine. Îl simt în mine, îl văd cu coada ochiului, dar nu m-am întors la el, mă uit la el. El mă întreabă dacă eu sunt ok, mă gândeam eu, mă, ăsta e ok? Ăsta e în mine aici, mă împinge. Și zic eu, el, nu-i nimeni, nu vezi nimic, nu. Am mai stat puțin și mă gândeam, hai să mă întorc să văd. Am întors capul, l-a salutat, el mi-a zâmbit, era cu mâinile așa, avea o îmbrăcăminte de arab. Un veșmânt era lung, așa, gulerașul întors aici, așa, într-am două părți, era o haină așa largă aici, mâini de domn, l-am studiat să văd mâinile, nu erau mâini de domn, o manicură perfectă, frumos. Și m-am uitat
cum a intrat arabul ăsta? Dar de ce ușerul n-a spus nimic? Îi facem un loc. Ce cu arabul ăsta? Și zic, hai să-l întreb. Zic, do you speak Romanian? Și el zice, da. Zic, nu vă supărați. Cine sunteți? De unde sunteți? Și îmi spune așa. Eu sunt domnul, am venit la sărbătoare. Nu stau aici. Am să merg la locul meu. Era masa pentru cină și era amvonul. Noi stăteam, eu stăteam la mijlocul mesei, cel care conducea cina. Frații ceilalți lucrători erau în stânga și în dreapta. Și s-au pus exact în locul unde stă păstorul care conducea serviciul de cină. S-au pus acolo. A pus mâinile așa, s-a mai uitat la mine odată, mi-a zâmbit și a dispărut. Când a dispărut, mușchii, simțeam cum puterea se duce din trup. Perputerea, picioare, din picioare, din mâini. Așa când stai undeva încordat pe o scară și ăștia murziți și acum slăbești tare și simți că nu mai poți. Așa simțeam trupul meu. Am început să plâng tare. N-am suit ziua aceea. Când a venit rândul să urcăm, le-a spus la frați, locul ăsta îl las gol, le-a spus ce v-am spus vouă, nimeni nu se așează acolo, vă sta pe laterală, dacă mai vine odată, să șadă la locul lui. Am fost foarte mișcat de arătarea aceea. Dar în săptămâna care a decurs, toate problemele mi s-au rezolvat. Toate cauzele. O săptămână a fost o ușă închisă. Dar în săptămâna cealaltă, toate problemele s-au rezolvat. Ajuns și la Windsor. Toate problemele să le rezolve Dumnezeu. Nu știu cum. Eu n-am mai mers. Nu m-am sunat, frate, sunt bine, vin acasă de la spital. Ălalți cu împăcăciunea care se certau, fratelor, ne-am împăcat. Pă, slavă Domnului, pe rând. A fost o săptămână de har. Pentru că Domnul lucrează și azi ca ieri. Aș mai vrea să mai văd. Au trecut 20 și ceva de ani de atunci. Aș mai vrea să-l mai văd odată. Dacă știam la început, îl întrebam și alte întrebări. Când ai de gând să vii? Cum este în plan? Cum e acolo? Aveam multe să-l întreb. Dar a dispărut cum se stinge lumina. Deodată așa s-a dus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care din când în când ne vorbește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care e cu noi și nu ne va părăsi niciodată.